Bună dimineața! Neața, Dani! Ce facem astăzi? Dani, la antrenamentul de astăzi i-am spus Fusion Training. Fusion! Pentru că vom lucra atât exerciții de forță, cât și exerciții cardio, dar și din cele funcționale. Un antrenament foarte, foarte interesant, complex. O să vă bucurați foarte tare de mișcările pe care o să le vedeți. Și eu abia aștept să încep. Te rog! Bun, fetelor, vreau să venim, să ne grupăm, să ne așezăm la margine, da? Una lângă cealaltă în poziție de planșă, da? Hai, hai, exact. Bun, Iruna, vreau să te ridici, da? Și să alergi peste gleznele celorlalte. Și te pui în continuare în poziție de planșă. Hai, și hop, 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 și te pui jos. Și din nou, hai, Flavia, hai, și acolo, 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 pe lateral, pe lateral. Hai, Bianca, hai, și. Și așa, pe lateral, bun, bun, și te așezi. Hai, Ane, și hai, 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 hai. Te pui în poziție de planșă, Ane, și stai Miruna acolo, stai acolo. Ane, te ridici din nou, mergi în continuare. Hai, și, hop, scurtă, 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 și te așezi în poziție de planșă. Hai, Bianca, rid, acolo. Hai, hai, Flavia, sus. Și dai drumul la picior și mă așez în continuare. Miruna, ultima, da? Hai, dai drumul, rid și mă așez. Foarte bine, bun. Vreau să ne ridicăm sus în picioare pentru că o să lucrăm pe rând acum, da? Ce înseamnă asta? Una după cealaltă, mă așez cu pieptul jos, rulez până în poziție de flotare și mă ridic. La fel în continuare până în capăt, da? Miruna, începi? Hai să văd. Și te așezi în poziție de flotare, pieptul jos, exact. Rulez pe lateral, bun, și te ridici în poziție de flotare, exact. Jos și rulezi și te ridici. Hai, Flavia, și hop, și sus, excelent. Și abdomenul tare în momentul în care am ridicat din poziție de flotare. Hai, Bianca, haide, și jos, rulează. Și sus, hai, mă ridic, foarte bine. Și jos, rulează, hai. Miruna, când ai ajuns la capăt, te ridici, vin alergare din nou de la început, da? Hai, Ane, și jos, bun, rulează. Și sus, poziție de flotare. Hai, Bianca, hai, și jos, rulează, și sus. Și te ridici, hai, Ane, hai. Și sus, excelent, și jos, foarte bine. Și sus, exact, și din nou. Hai, Miruna, haide. Aolo, zici că n-ai mâncat dimineață. Ce ai avut în program azi dimineață? Haide, și... Hai, și sus, excelent, bun, sus, Ane, aleargă, ultima repetare, da? Hai, încă una, Bianca, și, bun, ultima repetare, ultima, Ane, haide, și sus, foarte bine, respirăm, te oprești, Miruna, sus în picioare, fetelor, bun. Dani, de când n-ai mai văzut un târâș pe coadă? Noi o să-l adaptăm un pic asta. Așa, mă rog. La mine e în minute, să știi, adică... Bun, vreau așa, cu genunchii jos... Dar n-a arătat așa. Bun, vreau să alternăm cot și genunchi, da? Până în capăt, pe o parte și pe cealaltă. Pe o parte și pe cealaltă, da? Hai să vedem. Hai, Miruna, hai că n-am treabă cu coatele tale, crede-mă. Saltele destul de moale. Hai, și... Hai, mână și genunchi opus. Exact, și... Hop, foarte bine, și hop. Și hop, hai, și foarte bine, Flavia, ușor, ține distanța față de ea. Miruna, dă-i drumul la rid, hai, nu pot să cred că n-ai energie în dimineața asta. Haide, și hai, Bianca, hai, cu bazinul jos, aleargă, Miruna, aleargă. Flavia, nu-mi treșa, da? Hai, și bazinul jos, Ane, bazinul jos, așa. Hai, Miruna, hai, și hop, foarte bine, și hop. Bun, te ridici, Ane, alergi în continuare. Hai. Ultima tură, Bianca, da? Hai, Miruna, haide, te ridici și alergi în continuare. Hai, Flavia, bazinul jos. Foarte bine. Te ridici, alergi în continuare. Bianca cu bazinul jos, da? Hai. Și ultima, Ane, ultima. Așa. Continuă. Mână și genunchi opus, da? Antebraț și genunchi opus. Sus, te ridici, alergi și ne oprim. Vreau să ne înșirăm. Ultimul exercițiu, da? Vreau să ne înșirăm. Doar la comanda mea avem 3 exerciții de ținut minte, da? Avem jog, da? Avem poziție de flotare, da? Și încurcat pe burtă, jos, da? 3 poziții, 3 exerciții. Jog și hai! Poziție de flotare, jos! Pe burtă, jos! Sus, jog! Hai, dai drumul la rid! Poziție de flotare, jos! Poziție de flotare, jog! Jog, am zis! Hai, dați-mi drumul la mișcare. Hai. Poziție de flotare. Pe burtă. Poziție de flotare. Pe burtă. Poziție de flotare. Pe burtă. Poziție de flotare. Jog. Sus. Hai. Și. Poziție de flotare. Hai. Pe burtă.
pe burtă. Poziție de flotare. Jog, sus. Ultima, da? Hai, 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 dai drumul la picior, dai drumul. Pe burtă. Și respirăm și rămâneți acolo. Bravo, fetelor. Vă rog să vă ridicați, rămâneți în aceeași poziție. Întreabă lumea pe Facebook cum e domne Nebi acasă în viața lui. Cum să fie tot așa, numai că el e în poziție de flotare. Este identic. Din motive pur umane și subiective, probabil nu ați observat un aspect foarte important în gașca noastră. Sigur, nu vă puteți lua ochii de la culorile tari. De la broasca pe care o execută în fiecare emisiune Flavia. Da. Sau de la fundițele Biancăi. Dar, între timp, Ane, care nu vine de foarte mult timp la noi, a reușit să-și lucreze altfel corpul decât atunci când a venit. Are niște kilograme în minus și a reușit o treabă pe care puțin o reușesc. În cât timp, cât ai dat jos? Am început dieta în urmă cu o lună și o săptămână, pierzând aproximativ 7 kilograme. 7 kilograme. Se antrenează pentru concurs, e adevărat, e în altă fază, dar poate puteți ciupi din conduita ei. Câți ani ai acum? 32. Mulțumesc. Anul acesta. Și ultima oară când ai luat în greutate, ai luat pentru că? Am luat pentru că am mâncat. Foarte bine, suntem un exemplu pozitiv. În mare, dieta ta dintr-o zi, în perioada asta în care ai dat foarte mult jos. Deci, în mare, dieta mea este bazată pe proteine. Mănânc foarte multă carne, foarte mult pește, albuși de ou, cât o feliuță de grefă sau pomelo și cam atât. Multă apă. Ai eliminat și foarte mult fructele, deși se zice că fructe poți să mânci oricâte. Ce fructe ai voie să mânci? În principiu, pomelo, grefă și kiwi, uneori ananas, o filiuță, două, pentru că trebuie să cauți fructe care au indice glicemic redus. Am înțeles. Mai multe detalii găsiți în cărțile de specialitate sau la nebi.ro, unde sunt și programele în care sunt incluse fetele. Tu, Bianca, nu râde, că te paște și pe tine. 30 și ceva de ani. Eat Fit, un alt proiect interesant al lui Nebi, legat strict despre ce mâncăm. www.nebi.ro, mulțumim tare mult fetelor, mulțumim Florine. Bravo, mă.